Turneul Memorial Constantin Tită la Hambal Feminin ar fi trebuit să se desfășoare în luna decembrie între Crăciun și Anul Nou, însă programul echipelor participante nu a mai permis desfășurarea acestuia în perioada sărbătorilor de iarnă. Drept urmare, competiția sportivă se desfășoară anul acesta pe 11 și 12 august 2022 în sala sporturilor Traian din Râmnicu-Vâlcea. La această ediție și-au anunțat participarea CSM Slatina, CSM Galați, Dacia Mioveni și gazdele de la SCM Râmnicu Vâlcea. În prima zi a memorialului, CSM Slatina întâlnește CSM Galați, iar SCM Râmnicu Vâlcea și echipa Dacia Mioveni. Vineri 12 august, de la ora 10, se joacă finala mică între învinsele din prima zi, iar de la ora 12, finala mare, între echipele care au câștigat în prima zi. După ultimul meci va avea loc festivitatea de premiera echipelor participante la turneul Memorial Constantin Tită, ediția 14-a, organizat de Asociația Hambalului Vâlcean Constantin Tită, cu sprijinul primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, SCM Râmnicu-Vâlcea, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea și al Asociației Județene de Hambal Vâlcea.